A fost singura mașină care am avut-o și care a stat 4 luni și ceva la vânzare, fără să mă sune nimeni. Am mai încercat și la alte, să-l dau pe alte mașini, nu a vrut nimeni. Mm-hmm. Mi-a fost un pic frică cu el la rară, mașină Euro 3 veche, poate nu iese nopțele. Eu chiar eram curios când vorbeam pe atelierul detailing. Oare ce conduce, mă, omul ăsta de critică toate mașinile? Nimeni nu s-a plâns de că ar fi înșelat cineva. Mai trage ceva? Apropo, știi că mașina are kilometri real, cu că a verificat-o în... Pe care vertical? Salut, dragi, v-am găsit la un nou vlog. Este un vlog special deoarece avem astăzi în premieră pe canalul nostru pe gurul mașinilor, pe șeful din Oltenia, cu Toareg, acolo pe spate. Salutare, Mihai! Bine ai revenit la noi! Bine te-a regăsit, Mihai, și mă bucur că într-un timp atât de scurt, că te-am sunat acum jumătate de oră. Hai să filmăm ceva! Tu știi că, oricum, spune că asta e a treia dublă de când am început. Că... A doua, măi. Ha, mă rog, ai mai tras-o două, trei pe drum. Știi că aici merge totul fluid, instant, nu stăm de regii, de chestii. Fără catru, vrei fără catru, da, să înțeleg. Ba, fără și cu mici catru, așa că poate ne mai bâlbâim, poate mai deschide geamurile și ușile la BMW să ia aer de Craiova. Nu, că vreau să ajung că la Severin, mie că se strică. Pe dacă... Cu aerul de la Craiova ajung la Severin. Nu mai trage după aia, că e prea multă valoare aici. Bun, astăzi să prezentăm pe canalul nostru Toaregul lui Mihai și la el pe canal, fiindcă și Mihai are un canal de YouTube, intrați acolo, fiindcă o să ne facă praf bestia aia din spate, cu care am ajuns cu greu până aici. Să sperăm că nu o demontezi. Bă, total. Nu, să știi. Știi că tot timpul mi-a plăcut mașina ta, de fiecare când ai venit cu ea, ți-am admirat-o. Poezia. Te iubesc, BMW-ul meu, sărăcesc și întâi mor eu. Exact. Oricum, mă bucur că generația ta încă se uită la lucrurile astea, care foarte mult tineri de vârsta ta s-a atras de modernism, de LED-uri, de luminițe, de supe de cai. Am și eu LED-uri. Bă, LED-uri originale, nu... Am înțeles. Nu știi care e chestia de ce aleg eu mașina, tot timpul o mașină veche, fiindcă la o mașină veche pe care o modifici, nu te plictisești de ea. Chiar mi-am pus zilele trecute un difuzor, dar o să vedeți tot la el pe canal. Și difuzor în spate, adaugă apară. Adică. Difuzor. O apasă, mă, o ține jos. Da, 270 de cai trebuie să fie apăsați. Da, da, da. Hai să ne îndreptăm atenția către mașina ta, fiindcă aici este adevărata valoare. Ocupă-te de ea, spune ce și fratele tău are una parte. Băi, noi avem, hai să vin lângă tine să ne auzim. Mario se învârte pe acolo pe lângă mașină să vadă exact toate detaliile. Faruri aburite. Plânge, doar ăsta. Probabil nu e original, nu? Ba, e original. Dar știi ce am văzut la el? Am spălat-o foarte bine pe subia de nămol, înainte să o dau cu soluții de ea. Și atunci când o spăl, când insist foarte mult pe la aripă, atunci mi se aburește. Dacă o speli superficial așa pe afară, nu are nicio treabă. Știu că am niște căpăcele în spate. N-au căpăci. Da, dar le are căpăcele, știi, le are. Se usucă în câteva zile de soare, deci... Am înțeles. Știu că și fratele meu are un Touareg, al tău din câte știu este un 2.5 R5 cu distribuția aia... Bă, să știi că da, este motorul ăla de care foarte mult zic că e cu probleme. Dacă mă întrebi, s-ar putea ca seria a doua de pe facelift, cele Euro 4, să fie cu mai multe probleme, pentru că asta mea n-a avut nicio problemă la motor. Știi cum e, n-are probleme, cu dieselul e cam așa, e foarte bun cât merge. Când nu mai merge și mai ales cu o distribuție din asta care... Știi ce cred că este cu această distribuție? Mm? Mulți folosesc uleiul nepotrivit. Ok. Ea este o mașină din 2002-2003 ca generație, care merge cu ulei 0.30 și cu o normă anume. 0.30? 0.30 pentru că pinioanele de distribuție sunt de bronz. Ok. Adică... Ar trebui să nu se mănânce oricum. Da, dar folosindu-le cu uleiul nepotrivit se întâmplă ceva. Știi? Ok. Ce trebuie schimbat la aia este acea pompă de apă care este tot pe distribuție. A schimbat-o și fratele. Nu că la tine, la fratele tău în față, e simplă. Da, da, făceam motorul ca naiba. Pe pinioană e un proces complet pentru că distribuția este pe spatele motorului. Mm-hmm. Și așa bine că și la fratele tău tot distribuția, lanțurile sunt pe spate, dar pompa e pe față, mi se pare. În față, da, în față. Exact, da. E pe culoarea de accesorii. Exact, da, da. E mai simplu, după părerea mea, un... Da, ce să zic. Asta e un motor care vine pe transporter, știi, de pe dube, cumva. Și acolo tot distribuția pe pinioane avea? Identic. Identic? Da. El este comun și cu comun. Undeva are ceva cu ăla de Volvo, cu D5-ul, știi, okay. Dar undeva în originile lor, într-un birou de proiectare. Pe urmă s-a rupt. Deci și atunci exista globalismul ăsta de a pune... Nu chiar ca acum, știi, dar... Cumva cred că sunt casele astea care produc motoarele și motorul poate să meargă la, poate să meargă și pe o dubă și pe un SUV. Exact, da, adică... da. Oricum, la grupul Vago este renumit că fac dintr-o mașină 5, adică reușesc să-ți facă Passat, ce Passat, ce mai fac? Mai nou. Exact. Bun,
Cum ai ajuns tu la Touareg? Mi-ai spus înainte la dubla numărul 1 că ai avut un Fiat de care ai scăpat foarte greu. Da. Acum, cred că era în 2019, când am avut Passatul la Argintiu, l-a vopsit 5 luni. Da, am știut vlogul, da. Da, și aveam și un Nissan X-Trail. Am vândut Nissanul X-Trail și am rămas fără nicio mașină. Și până era gata Passatul, știam că va mai dura. Și nu am zis să cumpăr o mașină utilă, ceva să-mi și așa și așa. Și am cumpărat un Fiat Sedici de aici, dintr-un parc de pe care l-a adus din Italia, un Fiat foarte bun. Nu m-am gândit niciodată că nu-l voi putea vinde. Da, așa cum l-am cumpărat eu, m-am gândit că îl va cumpăra și altcineva de la mine. A fost singura mașină care am avut-o și care a stat 4 luni și ceva la vânzare, fără să mă sune nimeni. Deci nu, făcea ceva vizite și interacționau cu anunțul, dar nu suna nimeni. Și mașina era ok, deci foarte ok, cu climatronic, cu tot ce poate să aibă un mic Fiat pe ea. Nu-ți mai spun de practicitatea ei, mașină de oraș mai bună ca aia rar găsești. Dar ai vândut pe la urmă, nu? Nu l-am vândut. L-am dat pe acest Touareg la niște italieni. Ok. Adică l-am mai dat niște bani. Deci Touaregul din Italia, nu? Touaregul din Italia. Și la fratele meu la fel, tot din Italia. De asta m-am și orientat. Am mai încercat și la alte, să-l dau pe alte mașini Fiat-ul. Nu a vrut nimeni. Passat, m-am trimiteau glumă de la înapoi pe chestii. Da. Iar oamenii ăștia de la care am luat pe Fiat-ul, italienii, au plâns. De ce? Pentru că au zis, cum să poți să dăm Touareg? Mai bine, soția lui nu putea merge cu el, era o poveste din asta. Cum să luăm Fiat, dăm Touaregul pe Fiat? S-a întâmplat asta, știi? Nu este un Touareg îngrijit sau impecabil. Nu a fost nici atunci, nu este nici acum. L-am luat tocmai de asta, din cauza că era din Italia. Ok. Știi? Eu l-am înmatriculat în România, toată procedura. Mi-a fost un pic frică cu el la rar, o mașină Euro 3 veche, poate nu ies în opsele, dar a trecut, știi? Eu chiar eram curios când vorbeam pe atelierul de detailing, că eu vorbeam înainte să mă apuc eu de YouTube și mă gândeam, bă, dar oare ce conduce, mă, omul ăsta de critică toate mașinile? Ce mașină avea? Știi cum e? Dacă ești un lăudător, da, ai un succes limitat. Da. Dacă ești un hater pe toate mărcile, ai succesul nostru. Da, știi care e treaba, că da și nu, că hate-ul te ridică, dar tot la fel, mi se pare că te limitează la un om. Deloc, să știi că publicitatea negativă este la fel de bună ca și publicitatea pozitivă. Uite, da. Domnișoara ne confirmă. Confirmă acolo, dar părerea mea nu pot, adică când vine un om la mine să primește mașina, nu pot să-i spun, bă, e ultima troacă. Noi am mers și pe ideea asta de a prezenta mașinile oamenilor și omul să se vaite, să ne spună, bă, uite, asta am, asta nu am la ea, sau ce mi s-a întâmplat. La mine invers, omul vine să arate ce a mai pus la mașină și trebuie să-l dăm acolo. Exact. Adică cumva se potrivește cu tema canalului tău și cu felul tău de a deține o mașină, că tu ai o mașină care nu este are evidență, nimic stoc. Bun. Știi ce e curios? Din sutele de oameni care ne-au trecut prin fața camerei, nimeni nu ni s-a plâns de că l-ar fi înșelat cineva. L-ar fi înșelat în ce sens? Adică, bă, am cumpărat o mașină de la tine și m-ai păcălit. În schimb, foarte mulți oameni s-au plâns de mașini pe care le-au cumpărat noi. Aia clar, da. Sunt. Adică, cumva, lumea asta a samsarilor s-a lovit de o realitate. Atâția oameni să nu se plângă nimeni, bă, am cumpărat mașina asta de la Y, m-a păcălit. Nimeni nu ne-a spus lucrul ăsta niciodată. După părerea mea, când dai 3.500 de euro, 5.000 de euro, 7.000, 10.000 de euro pe mașină, trebuie să asumi niște riscuri. Dar în condițiile în care dai 50.000, 60.000 de euro pe mașină și are și probleme, mi se pare ireal. Ai văzut BMW-ul la Alata, nu scârție ușa. Nu. Ei, aia e incredibil. Aia cu 76.000 de kilometri, nu? Și era o mașină de 3 ani, care la care are, adică un defect de asta care nu e de acceptat la nicio marcă. Hai, bun. Hai să vorbim puțin despre Touareg, că așa puteți să vorbim de BMW 100 de ani. R5 2.5 manual. N-avem cutie automată, că cred că există cutie automată? Există, da. Și mai trage ceva? Trage 3 tone jumate pe cărlig. Ai pe 3 tone jumate pe cărlig? Toate au. Știam că doar cele electrice. L-ai pe la electric sau pe la normal? Nu, a mea nu are cărlig. Nu are cărlig a ta? Nu are cărlig, pentru că iar e o chestie care eu am căutat. Să nu fi tras eu. Să nu fi tras eu. Oamenii care, în schimb, m-au sunat pe mine, domne, nu aveți cărlig. Păi, domnule, am luat-o special să nu aibă cărlig. Să nu tragă. Să nu fi tras cu ea. 163 de cai are? 174. 74? Pe cod motor BAC. Ok. Bun, destul de interesant. Nu ai Xenon pe ea, din câte știu? Nu. Nu? Nu te deranjează, nu? Chiar sunt foarte bune farurile. Și văd că ai bara asta pe care fratele meu nu are așa, cu unghiul ăsta de degajare. Are parcă altă bară. Sau toate la fel? E la fel? Eu cred că sunt la fel. Cred că sunt la fel, nu? S-ar putea să fie diferită puțin la partea de grile, dar nici a lui nu e facelift, nu? Nu e facelift. Da. E la fel, nu? Mi se pare mult mai înaltată, probabil din cauza anvelopelor, fiindcă ai niște anvelope de teren. Da. O jantă pe 16, de câte văd acolo? 17. 17, ok, bun, nu văd atât de...
pare 16 pe mașina asta, sincer. Și probabil din cauza asta și e pe arcuri, nu? Da, e clasică pe arcuri. Mi se pare mai înălțată decât a fratelui meu. Da, și știu de ce am văzut și eu chestia asta la mai multe 2.5-uri. S-ar putea să fie aceleași arcuri și să fie motorul mai ușor. Și okay, automat câștigă. Da, probabil nu ieși din garda anvelopei? Păi da, dar roata compensează. Dacă asta e 2.35 cu 65 și dacă ai pe 17, dacă ai 18, ai 2.55 cu 55 sau cu 60. El are 19, da, de fapt nu știu cât are. Și compensează, da, știi? Da. Oricum, te și păcălește un pic la ochi. Da, exact. Trebuie citite datele tehnice, ceea ce eu nu fac. Bun. Hai să vorbim puțin despre rugină, fiindcă am văzut că ai făcut un clip acum tu cu rugina. Dacă Opel ruginește prima dată unde? La pasajele spate? Vor să vadă unde ruginește prima dată? Tot acolo. Și aici la uși. Și aici la uși, nu? Exact. Aici la uși. Mai bine zis la Tuareg, acolo partea de sus, uite, vezi? Și aici la mine a sărit la ambele uși. Și la fratele meu tot acolo. Dar și la Porsche Cayenne am văzut zona de aici. Mă gândești tu ăsta același uși, nu? Da, elementele de carosire sunt interschimbabile între ele, uși, cred că mai multe, și pe sub ea, brațele sunt identice, partea de suspensie. Și ce nu face la TAS? Nu ai asta aici? Nu. E truck-line, adică în mașina e basic. Deci era o opțiune asta să pui, nu? Fi sigur că totul la ele era opțiune. Și știu că sunt două variante, e ăla care vine aici și se mișcă. Și dublă, și alea șinele dublă. Dă-i seama că la viața ei a fost foarte accesorizată și automat plăteai. Extra, extra, extra. Se mă s-a rămas acolo cu mașina ta că este mai mică decât mașina. Știu că veneau echipare și cu praguri. Da. Aia mi se pare o tare foarte, foarte faină. Și hai să ne spui și nou. Am luat toți, zisei, mai mult constrâns cumva, pentru că nu, Fiatul ăla mă plictisise maxim de, adică era util, dar nu mi-era mie util, n-aveam portbagaj. Nu puteam să-l folosim la filmări, nu puteam să-l folosim mai la nimic. Ca mașină pentru prietena ta sau pentru o persoană, două, era ideală, zisei, de oraș, n-aveai treabă, dar pentru noi nu mi-era utilă, știi? Cum îți dai seama de un R5 față de un V6 TDI? Primul rând după sunet, sunetul motorului, după e inconfundabil. Sunet. Din spate, cum îți dai seama? Primul rând nu scrie... Scrie TDI, nu? Și inscripționarea și tobele. Cele micuțe astea. 3000 sunt numai Euro 4. Okay. Astea sunt Euro 3. Și acte și așa mai departe. Și n-ar DPF. Clar. Deci ai o chestie minus de care, nu știu, pe care să o ai ca problemă. Deci cele cu cod BAC sunt Euro 3, cele cu cod BP, nu știu, care după Facebook sunt Euro 4 și R5-ul e strict, dar nu știu codul, e BPE, cred. Ai eliminat cumva, tu ai luat o mașină, adică Tuaregul mi se pare o mașină complicată, Tuaregul și Phaeton-ul mi se pare niște mașini complicate, dar tu ai eliminat toate lucrurile, ai eliminat pernele, ai eliminat Big Xenon-ul, ai eliminat cutia automată, ai eliminat filtrul de particule. Da. Ai eliminat foarte multe chestii, adică, și ai făcut într-o mașină complicată una. Știi, cumva dieselurile trainice se cam termină pe la Euro 4 cu filtrul de particule. Exact, încep complicațiile. Iar cele din prezent, ai văzut Tiguanul ăla din 2017, care are 11.000 de elemente pe sistemul de răcire, nu mai poate fi o mașină fiabilă. Pentru că când va îmbătrâni și va ceda unul, vor începe să se cedeze la rând. Exact. Că dacă se duce puțin la pompa, la un injector, automat îți infundă filtrul de particule, automat. E un ciclu vicios. Un ciclu, un lanț din ăsta din una în alta, știi? Bun, ne prindem și nou motorul? Aoleu, cum să... Hai să vedem și motorul. Asta și se prinde urechi. Aia, na, cât dacă de rugină. Hai să vedem puțin aici motorul. Apropo, știi că mașina are kilometri reali, pentru că a verificat un... Pe care vertical? Fiind de Italia, se poate verifica pe un site. Și pe site-ul. A avut inspecție prin 2018, nu mai știu. Bun, băi, arată bine. Părerea mea arată... Uite-te, dă-i ocol! Hai să ne spui ce avem aici. Avem... 5 pistoane în linie, pompă de uză, injecție clasică. Au fost puțin înhuliți cu treaba asta de cu pompele de uză, adică motor au fost... de dubă, mă înțelegi? Exact. El vine dintr-o generație veche, nu se mai aude pe aici, cineva trebuie să mă curățe și mie de frunze sau să nu mai parcheze sub un pom. Asta nu mai au jos de ulei. Da, uite, are o intervenție aici. E pus un colier, nu? Șoricel. Ce a schimbat la aia? Fii atent. Alternatorul. Eram sigur. Din două cauze. Am spălat intens motorul, pentru că am mers cu ea de multe ori prin off-road. Și am spălat-o cum nu trebuie. Și mai bine și ce am făcut, am spălat-o și am lăsat-o așa. Adică dacă mergeam cu ea ca un băiat deștept, nu-i zăpăceam alternatorul. Și am făcut de 3-4 ori chestia asta. Nu te-ai învățat minte? Că nu m-am învățat minte. Adică știam, dar nu mi-am... Pur și simplu n-am realizat că... Bine, motorul eu îl spăl dimineața, mă duc cu ea rece la o spălătorie la câteva sute de metri de casa mea, mă întorc la voi acasă și o las acolo, știi? Pe urmă mi-a picat fisa după ce am făcut de chestia asta de multe ori, că trebuia să merg cu ea. Dacă o încălzești, nu are nimic după ce ai spălat-o, că e limbi în apă. Unde are turbina asta? Pe partea cealaltă. Pe stânga? Și am cumpărat o turbină. Mă uit-o mai jos, mai zic, dacă...
Am cumpărat o turbină de la dezmembrări. Ce mică e? Pe care vreau să o schimb. De ce? Nu-mi place când se face cald afară. Mai trage? Trage, da, fluier. Are un zgomot din ăla de turbo, știi? Nu e pe ducă, dar pentru suma ridicolă care am dat-o pe turbina respectivă de pe o mașină cu doar 60.000 de mile. Cât te da pe ea? 700 de lei. Foarte tare. Mai scumpă m-am luat pe și uleiul. Da. Așa. O voi schimba, știi? Cu toate că eu... Mașina stă la vânzare, deci asta stă de 3 luni la vânzare. Nu sună, m-au sunat câțiva schimburi, tot felul de... Au venit câțiva, s-au uitat și așa mai departe. La ce se uită lumea la toare când cumpără un toarec? Rugină. La rugină, nu? La rugină, cel mai important. Partea de jos. Chiar dacă m-am uitat la tine când ai desfăcut toate lucrurile, mi se pare că pe toarec... Și din câte știu că s-a pus și un strat de lac mai mare față de celelalte mașini. Este mașina cu cel mai gros strat de vopsea și de lac. Și m-am uitat și la terosonul pe care l-ai avut o mașină. E foarte... Am făcut comparație că am făcut și o treabă asta la BMW. La BMW e mult, cel puțin ai 39, mult mai subțire. Și am văzut că ai dat puțin cu polizorul pe acolo, n-aș fi dat sincer. Nu, am dat doar cu perie de praf, n-aș n-am dat cu șmirighel, știi, să curățe praf. Am văzut că a dat cu ceva pe acolo și chiar vorbeam cu fratele meu, băi, a dat terosonul de fabrică de 15 ani acolo și a dat după aia cu un spray, cât o să mai țină? Și sprayul ăla este ok, nu? Da? Era tabla în câteva locuri expuse acolo, în zona cricului, știi? Mm-hmm. Acum nu mai e expusă deloc. Cred că va mai ține ceva, zic eu acum. Până vins. Să știi că genul ăsta de mașină și una fără probleme și întreținută își depășește valoarea ca obiect, valoarea de piață. Uh-huh. Pentru că, să zicem că valoarea e 5.000 de euro. Uh-huh. Cu 5.000 de euro nu poți să iei o altă mașină în aceasta. M-am uitat de un pick-up. Poate mă gândesc la un pick-up. Un Nissan Navara întreținut din 2004-2005, deci nu generația care e cu Pathfinder-ul. Uh-huh. Cealaltă generație e 6.000 de euro. Și Nissan-ul sunt renumite Mitsubishi pe parte de rugină. Eu mă gândesc că e mai scump fiindcă e pick-up și e folosit pentru și treburi. Asta, dar să știi că un SUV, un Touareg sau cu un Grand Cherokee, generațiile astea, te apropii de ce poți face și cu un pick-up. Le folosesc oamenii samsari, că tot vorbim de samsari, le folosesc să aducă mașini de peste hotar. Ai văzut, cu Touareg-ul. Cu Touareg-ul, exact, se trage cu ea, cu platformă din aia lungă. Mm. Hai să vorbim puțin și interiorul, să vorbim puțin despre interior. Fiindcă... Apropo, stai să-ți mai spun. Am schimbat alternatorul, okay. Unul de la dezmembrări pe care l-am refăcut înainte să fie montat, adică am pierdut garanția, dar am vrut să fie perfect. Da. I-am recondiționat. Mi-au dat niște băieți de la Dr. Freund, de aici din Craiova, foarte bun, compresor de aer condiționat jos. Tot așa, schimbat prin el, refăcut instalația, merge clima de îngheți. Oricum mi-a mers tot timpul, dar tot așa am zis eu pentru tambladele mele. Și în rest, nu are absolut nicio intervenție pe motor, nimic schimbat de mine. Ulei, filtre și atât. Știi că asta e o chestie, e și tot la fel când ne spunea, prima când am cumpărat mașină, am cumpărat-o de la un prieten de familie, care a spus la fel, n-a schimbat nimic pe ea. Nu, eu spun, stai că continuăm. Ghiți ce s-a întâmplat după, a picat toate la mine. A. Deci toate, absolut toate a picat la mine. Și putem să-și arătăm, uite, i-am schimbat și se văd pe ele, brațele, pe față. Okay. Două dintre ele aveau un joc. Mamă, cât a spațiu aici, frate. Uite, se văd, cele de sus se văd că sunt de aluminiu, sunt noi, cele de jos sunt de metal. Le-am schimbat, cele de jos aveau joc, și le-am schimbat și pe cele de sus pentru liniștea și damblaua mea personală. Dar știi că n-ai pus aceeași calitate. Am luat Landforder și TRV, singurele ce am găsit. Am pus și eu Landforder pe a mea și după 50.000 de kilometri deja am bat niște bilete de direcție. România. Jante. 50.000 de kilometri în România sunt foarte mulți. Păi da, când te gândești că tu l-am dat jos pe alea și te ia BMW pe ele? Păi da, mașina ta n-a mers. Păi stai, l-am luat la 35.000 de kilometri, a mea are 420.000 de kilometri. Din ce țară ai luat-o? Din România. Și era tot din 2015 eram scris în România, am luat-o în 2018. N-a mers foarte mult în România. Adică nu are niciun zgomot pe partea de sus. Ai și anvelope și toate astea mari, cu talon mare, adică nu... Dar sunt standard, nu, e anvelope, e valoarea ei pe 17, 2, 3, 5, 6, 5, 17. Mă gândesc dacă avea pe 19, ar fi altceva, altă zonă. Nu mai poți folosi să mergi puțin în off-road cu roți pe 19. Clar, da. Discurile de frână pe spate. O problemă? Nu, erau tot așa, semi-uzate, am cumpărat, am pus altele. Acum, uite-le, sunt așa cum sunt, merg. Oricum, nu e o mașină cu frâne ca BMW-ul. Să te pună în cap, știi? Deci nu doar mie mi s-a părut treaba asta. BMW are și el pe ale lui. Are frâne bune. Pentru tonajul ei nu e excelente. Uh-huh. Trebuie să fii un pic atent cu traficul, să estimezi, știi? Vă spun așa, fratele meu, că într-adevăr mi se pare că trage bine 3000 la V6. Dar are inerție mare. Dacă îmi pui frână, îți vine așa cum parcă, îți vine toată mașina pe tine. E inerție mare și e foarte grea mașina. Generația următoare cu vreo 250 kg mai ușoară.
Deci îți dai seama că... Și știu că și asta are aripi din plastic? Da, da. Adică nu te aștept la o mașină de viteze și cutia de transfer e jumate de pe sub ea, știi? Mari, uite-te pe partea dreaptă. Hai, hai să ne arate puțin și interiorul. Deschidem ușa la soare, frumos. Ia, asta are opitor? Are opitor. Bine, în trei trepte. Te filmează, Mari, că ușa stă. Am avut mai de acolo ce ai în ușă. Servește-te, servește-te, poți să te servești, poți să le și filmezi chiar. Face reclamă la ce e acolo? Ridică din ele să vezi ce pe sub ele. Vezi, dau bine la cine se urcă. Ia și servește-te. Băi, stai că am mai găsit ceva. Să bagi bucata asta. Dar de unde le aveți pe toate? La magazin. La magazin. Doamne, dacă te aveți aici... Ia și din ele care vrei. Bine, vă da proste. Hai să vedem puțin despre interior. Băi, pielea asta pe scaunul e vopsită? Fii atent. A avut câteva bucăți rupte, uzate pe scaunul de la șofer. Și eu l-a desfăcut. Asta mi l-a făcut Florin, prietenul meu, meseriașul în piele. E refăcută, adică trebuie. Sunt schimbate câteva bucăți. Ok. Nu se vede. Păi i-a schimbat cu pielea aproape identică cu cea de mașina. Și i-am mai schimbat unitatea multimedia. Avea un Pioneer... Din ăla care nu pică care la fix. Care mergea foarte bine, nici asta nu pică la fix, că asta e chinezească. Pionierul ăla era mult mai bun pe partea de final, se auzea senzațional. Asta e o chinezărie care merge tot la el. YouTube, Waze și așa mai departe. Nu se aude la fel de bine, dar e mai practică cumva. Asta totul e simplu. Văd că n-ai volanul ăsta din mahon, cum are fratele meu, dar știu că tu ai încălzire în volan, nu? Nu. Toate au, dar asta nu are. Elea sunt pentru iluminat volan și încălzitul volan. Și știi ce nu are? Nu i-au mers niciodată comenzile pe volan. Cred că din cauza acelui Pioneer s-a întâmplat ceva, pentru că are și eroare pe... Canbus. Pe partea asta de comenzi. Dar am zis că e prea complicat, nu mă deranjează. Păi știu că dacă pui ceva aftermarket trebuie să aibă și să comunice pe CAN bus cu toate funcțiile mașinii. Ce să zic? De-aia îmi dau și mai mult pe exact. Navigație să meargă. Dar ea are eroare pe ele, știi? Mă înțelegi? Văd că ai și mini dot, adică nu ai... Da, deci o mașină simplă, nu e foarte dotată, e cam cu minimul, basic-ul toaregurilor generației. Aici, știu, am văzut un toareg cu trei diferențiale aici. De Rusia. Deci mi se pare ireal că și avea... De fapt, mai era un aici și încă un aici. Cele cu perne au și blocant spate. Și alea de Rusia, ediția de Rusia, ci că ar fi avut și față. Adică o mașină de 4x4 desăvârșită. Da, mașina asta în felul ăsta, cu un singur blocant central, că doar central are, nu? Da. Am văzut că ai făcut toată un clip când ai pus-o suspendată. Da. Cu roțile. Ai văzut? Și mașina a plecat. Fratele meu mi-a spus în felul ăsta, păi dacă nu accelerează... Nu pleacă, pentru că e totuși un sistem pe bază de presiune de ulei. Nu era în modul diferențial blocabil atunci, era în mod auto, cum e acum, știi, hai. Ce să zic, eu n-am rămas niciodată cu ea, în mol sau n-a fost zăpadă. Dar cu Fiat-ul ai rămas vreodată? Cu Fiat-ul a rămas, bineînțeles, în nisip. M-a tras un Grand Cherokee și când m-a tras, cu BMW-ul. am spart luneta la Grand Cherokee, că s-a rupt cablul. Da? Însă, este totuși o mașină grea. Nu e bună de călătorit pe drumuri. Dar nu-i prea recomandat să o împotmolești, pentru că dacă o împotmolești și o forțezi, o vei împotmoli de numai scos decât cu bola. Tu ai avantajul că e manuală, fiindcă în off-road nu vii cu automată, vii cu manuală, frumosă. Nu, știi că părerile sunt împărțite și între automată și între manuală. Eu totuși îmi clin pe un 60-70% plus pentru manuală în off-road. Măcar aia treia pedală cu care poți să contrabalansezi. Balans. Da. Se poate și la automată, dar depinde foarte mult de cât de reglat, de bun e motorul, softul mașinii și cum răspunde și așa mai departe. Ce îmi place mie la Volkswagen? Interiorul. Hai. Deci mi se pare pe momentul, trage la BMW. Nu știu, să poți să mor puțin pe ea? Păi, dacă... ia, stai. Apropo, de exemplu, contactul ăsta cu impuls. Și mi se pare că e și blocajul volanului electric. Da, dar contactul ăsta cu impuls este fabricat în România. Acum 18 ani. Tare, nu știu de întreba asta. Și ca un cel mai mare minus la ea, uite, te pune mâine pe volan și uite care e poziția manetelor. Da, am văzut și eu treaba asta. Deci te derutează. Deci când dădeam semnalizare eram, unde-i mă frate, e mai jos. Totuși, șoferii de Touareg semnalizează. Aia de BMW mai puțin. Adică în ciuda poziției ciudate a manetei. Mamă, deci e ciudat să te urci în Touareg să fie... Mamă, asta e schimbător de Golf 4 și de Bora. Ea este undeva are piese, probabil piese comune, ce să zic. Iluminatul ăla albastru, Golf 4, da. Oribil. Ceasurile mi se pare că tu le-ai pe alea albastre cu roșu, nu? Da, oribile. Oricum, Volkswagen nici ăsta din prezent.
chit că sunt numai ecrane. Nu excelează, nu, ceva nu le iese la interior cumva. N-au niște designeri, au niște designeri ăștia cu ochelari și pătrățoși, probabil că, doamne, să se vadă, să fie vizibile, dar frumoase deloc. Da, asta, mi se pare că e emană așa puțină bărbăție mașina asta. Și bă, că tu mergi cu scaunul jos, frate, mă merge cu el maxim sus, când te urci în el, așa stai. Pur și simplu zici că mergi cu tango, vezi. Ia, știi că eu am zis tot timpul, este cel mai bine să mergi cu scaunul jos din punct de vedere al siguranței rutiere. Da? Da. Pentru că dacă vei merge cu scaunul ridicat, în momentul în care un impact și mașina se va lăsa așa, ai toate șansele să te arunce mai mult prin parbriz. Da, da. Așa, purtând centura de siguranță, vei rămâne în scaun fix în centură, știi? Da, mergem mai sus, automat vezi mai bine. Bă, acum dacă avem și discuția asta, intrăm în acea polemică în care oamenii urăsc SUV-urile, dar eu le spun un singur lucru. America, Australia, de ce dracu e plină de camionete și de SUV-uri? Păi nu, hai să spun o chestie, fiindcă acolo, de ce au motoarele 6.000? Fiindcă pot. Exact. Și, în primul rând, confortul la condus este uriaș. Da, clar, se nu se compară. Am mers și cu limuzine, chiar cu A8. Mm-hmm. Nu ai confortul la volan. Te obosește la fel ca un A4, pentru că ești la nivelul străzii. Noaptea îți vei lua toate farurile în ochi. Așa e, mai ales eu. Bine, astea coborâte deja ești campion. Nu este la fel de dinamică ca o berlină, generația asta. Dar, de exemplu, X5-ul, știi bine că este. Da, da. Adică, ce e al lor, e al lor. Dar nu mai e bun în lovul. Este probabil bun și X5-ul. Eu am văzut vecina mea cu X5. Cu roțile potrivite și nu dusă la extrem. Eu am văzut cu E70 în fața blocului meu, în iarna în care eu n-am pus din parcare, o vecină cu X5, E70, patina pe loc, n-a putut să iasă deloc cu X5-ul. Așa că toți suntem la interior, un minus la ea, știi care este? Uite, nu este foarte spațios. Bă, e mai spațioasă ca BMW-ul. Este, dar generațiile următoare, mai bine să începând cu Passatul B6, ai acele uși scobite, ai acea consolă întoarsă și da, ai foarte mea, mult spațiu. După părerea mea nu mai e la fel de mașină când te urci, adică tot bordul ăsta care vine... Eu n-am mers cu modelele următoare de Touareg. Nu l-am prins. Am mers cu Porsche Cayenne, cu Touareg-ul următor nu am mers. I-am mers cu penultimul. Mulți zic că este inferioară ăstea, într-adevăr e mai dinamică, mai agilă, dar se simte un pic mai moale, așa mai... nebărbătească și neatât de țapănă, ce să zic. Tu ai și plasticele astea standard, dar văd că aici au un blocator, asta ce blochează aici? Airbag-ul de la pasager. Uite, să moară soacră mea, știi? Frate, minoare asta. E opțiunea aia. Opțiunea în care să te moară soacră mea, așa se numește. Ok, eu nu am pe asta pe BMW, să mi-o pun. Ce râzi, mă? Bun, hai să facem. Asta? Nu. Asta microfon. E microfonul de la Bazaconia. Știu o chestie care a avut o generație asta, parasoloare duble, adică. Următoarea nu mare? Mi se pare că e opțional. Și următoarea are au sistemul ăsta de tracțiune, dar se numește 4X Motion și este. Mi se pare că și la Audi e ceva de. Este opțional cu bani, adică dacă vrei blocant și greu, plătești. Afla are doar un mod din ăsta de electron, de 4x4, știi? Bun. Mersi mult, Mihai, pentru toate datele. Băi, ați văzut mașina lui Mihai, l-ați văzut pe este Mihai. Este în continuare de vânzare cu prețul potrivit. Dați acolo, o să vă lăsăm și link-ul în descriere. Am primit telefoane din America, numere din astea, sute de telefoane. Puteți să vedeți și voi că e destul de subiectiv, nu și-a criticat-o foarte mult. Păi am spus defectele ei. Clumeam, măi. Ce să zic, din nou, pot să o vând și eu pe bani mai puțin sau pot să o dau pe o altă diferență către altă mașină, știi? Însă, că toți suntem la mașini de epocă, de epocă de gândare tuturor, adică mic. Da. Ce vreau să fac? Vreau să le vând pe amândouă, și pe asta și Audi-ul, și sunt în dubiu. Vreau să-mi iau un A4 sau un A6 până în 2005, ca mașină de zi cu zi. Okay. S-o, nu ca tine, dar să o pun la punct, bine, să caut una bună și să o... Și să-mi iau un Touareg, un Grand Cherokee sau un pick-up mai nou. Dar e doar un proiect, așa, un plan. Timp să fie și bani, exact. Că restul se rezolvă. Bun. Dați un follow și la Mihai acolo pe pagina lui de YouTube, fiindcă o să urmeze și un test drive cu mașina mea, o să o demonteze, dar la final vă promit că o să-i dau un șoc în motor, fiindcă ultima dată când a condus-o, n-a știut să-i dea și mi-a spus că 2.2-ul meu are performanțe de nota 5. Haide să vedem dacă mașina asta chiar merge de 5, că eu nu cred treaba asta. Bye, bye!